Vrem să vă aducem povestea lor, cu toate că probabil ați văzut-o pe Facebook și această poveste a emoționat o țară întreagă. De fapt, chiar două. Pentru că despre istoria micuțului Robert știu deja și vedetele de peste Prut, iar fotografii de acolo își propun serviciile în schimbul donațiilor pentru a-i salva viața. Robert s-a născut cu amiotrofie spinală de tipul 1, care afectează neuronii din măduva spinării. Pentru tratamentul lui e nevoie de circa 2 milioane de dolari. Sumă pe care împreună aproape am reușit deja să o înjumătățim. Peste 1 milion de dolari au fost colectați, dar mai e nevoie de încă unul. În această seară, alături de noi este Irina Grabazei, mama lui Robert, îngerul său pe pământ. Salut, draga mea! Bună. Mă bucur să te văd și în viața reală, nu doar pe net. Deja voi sunteți persoane publice, pentru că atât de multă lume vă știe. Asta, din fericire, acest lucru vă dă vouă speranțe. Pentru că, așa cum ai zis tu, dacă era să-l naști pe Robert în urmă cu 10 ani, nu era să fie licorul ăsta de șansă pe care l-aveți voi. Mi-aș fi dorit să fie un alt motiv pentru care să fim cunoscuți, nu faptul că avem nevoie de cel mai scump tratament din lume. Un vaccin de 2 milioane de dolari. Da. Atunci când spui această sumă, nu înțelegi pentru ce atât de mulți bani. Hai, înțelegem 100.000 de euro, că se vehiculează cu așa sume. Dar 2 milioane, de ce e atât de scump? Pentru că e o boală foarte și foarte rară. Foarte târziu s-a găsit acest tratament și e industria farmaceutică care a pus preț pe o viață. Ce face de fapt? Acolo e de fapt o injecție. De fapt... E o perfuzie care durează o oră să ajungă în organism. Și schimbă gena. Copiii cu amiotrofie spinală au lipsă gena SMN, care este compusă din SMN1 și SMN2. Ei bine, terapia genică readuce gena SMN1. Și? Adică o înlocuiește cu una funcțională, că la ei este nefuncțională. Și voi trebuie să plecați în state pentru a face... Suntem în discuții să vedem care ar fi cea mai bună soluție. Au mai strâns această sumă părinții unui copil din Belgia și din Ungaria și din Rusia. Cei din Belgia și din Ungaria au reușit să facă terapia la ei în țară. Mm-hmm. Dar e nevoie de foarte multe aprobări și iarăși mai apar careva costuri. Noi acum suntem în negocieri și vedem care ar fi soluția pentru a obține un preț cât mai bun. Pentru că și dacă plecăm în state, se mai adaugă cheltuielile de zbor, clinică. Cazare, și clinica clinică. E mai mult decât zborul. Negociem acum, încă nu știm exact care va fi prețul final. Sperăm să reușim să obținem maxim reducerea cât mai mare. Deja 1 milion de dolari au fost... Aproape. Încă mi-aș dori să zic că e 1 milion. Cât, da. Cât încă până la 1 milion? Încă 50-60 de mii au rămas să se adune pentru a fi 1 milion, primul milion. E o sumă atât de mare și e un caz despre care s-a vorbit atât de mult. Ați ajuns să fiți cunoscuți și să fiți ajutați de către vedetele din România. Cum ați ajuns acolo? Sau cum a ajuns sufletul lui Robert în inimile atâtor oameni? E impresionant, într-adevăr, câtă lume, pe câtă lume a sensibilizat povestea lui Robert. Și pe această cale mi-aș dori să le mulțumesc tuturor oamenilor simpli și persoanelor publice care s-au implicat în acest caz, oameni care nu au donat niciodată și oameni care nu au distribuit niciodată povești triste, au făcut acum pentru Robert. S-au făcut spectacole de caritate, s-au făcut, există un grup pe Facebook în care oamenii își vând lucruri, licitează lucruri, comunitatea de fotografi din România și din Moldova la fel au donat foarte multe ședințe foto, lucru pentru care efectiv nu știm cum să le mulțumim. Este impresionantă mobilizarea aceasta. Urmează să mai fie și un concert de caritate pe 12 februarie. Da, eu voi fi gazda acelui eveniment, așa mulțumesc că vă invităm
cu toată familia și să vedeți vedetele noastre care susțin cazurile, adică nu vin doar la evenimente de bunți-bunți, nunți cu mătrii, dar iată vin și în asemenea cazuri în care e nevoie să ne unim și am văzut pozele voastre de acasă. Duceți o viață frumoasă, normală, cu toate că în fiecare zi trebuie să îi faceți niște infuzări sau cum sunt e mai corect? Sunt manevre de ambu, cam câte 400 de ori pe zi. Ce înseamnă asta? E un balon cu care se oferă primul ajutor. Pentru ei e cumva profilactică această manevră, pentru că ei au sistemul respirator foarte slab și... Deci majoritatea dintre ei, până ca să existe tratamentul, ei mor de insuficiență respiratorie. Respectiv, aceste manevre de ambu și cafăsist îi ajută să-și întărească mai mult plămânii și le măresc cutia toracică ca să nu rămână în urmă și să se dezvolte împreună cu corpul lor. Este traumat. Dar Robert se dezvoltă frumos. Cât a luat? Hai că e bine. E stabil, adică la ei, dacă nu a fost regres, înseamnă că e bine. A luat 300 de grame iarăși în ultimele 2 săptămâni, fapt care ne bucură enorm. Vedem pozele de familie. Sora mare, da. Cum e? E grijulie și e plină de dragoste din câte se vede. Da. E un alt îngeraș pentru el. E cumva greu și pentru ea. Dar ea înțelege ce se întâmplă? Îi povestiți? Pentru fiecare copil, atunci când apare un alt membru în familie, e o perioadă mai grea, pentru că ei cumva sunt pe locul 2 și deja suferă o schimbare și părinții trebuie să fie foarte atenți ca să nu existe traume în urma acestei apariții. Și voi încă iar la noi de multe... s-a amplificat și mai există și... problema în faptul că ea se duce la grădiniță și noi trebuie să-l ferim pe Robert de toate virozele. La ei o viroză poate fi fatală și prima perioadă nici nu o duceam la grădiniță la fel de mult și practic am izolat-o foarte mult. Stătea acasă, noi, mi-e greu să zic, dar nu am putut să-i ofer la fel de multă atenție pe cât înainte, pentru că Robert are nevoie și de 2 ședințe de kineto pe zi, băiță foarte mult, să stea afară. Practic am avea nevoie de o persoană care timpul unei persoane să se ocupe doar cu el. Cineva ajută, oricum trebuie să fie cineva care părinții, să ajute. Dar ei sunt mereu cu mască ca să nu îi aducă virozele, adică e foarte... foarte greu să gestionăm toată această situație. Discutăm cu foarte mulți părinți care, din afară, pentru că la noi nu prea, e o boală foarte rară, sunt 2 părinți cu care discut din Chișinău. Și ei ne-au dat foarte multe informații. Și tu, cu atât de mult bagaj emoțional greu, tu încă mai ai lapte. Da. Alăptez. Am luptat foarte mult să păstrez aceasta. Asta a fost primul lucru care mi-au zis toate mămicile când, cu care am discutat. M-au întrebat, alăptez? Și zic da. Și mi-au zis să nu te oprești și să insiști maxim cu laptele, pentru că ei pierd foarte ușor abilități. Și odată pierdute, foarte greu le recapătă. Că cât timp mai aveți? Mai târziu... Ca Robert să aibă toate șansele să devină un adult sănătos. Ideal ar fi să îi facem această terapie în maxim 2 luni. Rezultatele cele mai bune sunt pentru copiii care au făcut această terapie până în jumătate de an. Există un tratament Spinraza, care este la fel foarte costisitor și este asigurat de statul român. Pentru că aveți cetățenie. Da, da. Da. Și cam o injecție din aia sau un tratament de la cam cât ar costa? Pentru primul an ar veni cred că aproape 500.000 de dolari, după care este 70.000 de dolari o injectare la fiecare 4 luni, toată viața. Toată viața? Da. Și aceste 2 tratamente trebuiesc luate în paralel. Adică nu există că îl iai pe unul și nu îl iai pe altul. Ar fi ideal să îl iai pe amândouă pentru rezultatul cel mai bun. Sperăm din tot sufletul ca să aveți susținere, poate și din partea statului nostru,
nu doar statul român, puteți să intrați pe profilurile lor. De fapt, dacă scrii Robert, cred că pe Facebook deodată ți apar de toate și conturile și imaginele video sau grupurile unde puteți să donați. Să știți că sunteți iubiți și o să fie totul bine. Mulțumesc pentru foarte că mult. E prea multă rugăciune și energie pozitivă în jurul vostru și nu are cum să fie altfel. Asta ne spunem și noi, că trebuie să existe acolo o luminiță la final și oamenii să creadă iarăși în minuni datorită lui.